13 zile până la alegeri, 7 zile, exact 7 zile până la dezbaterea organizată de Digi24 și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Este dezbaterea cu candidații pentru alegerile prezidențiale. Pe 18 noiembrie, la ora 20, la Digi24, și ne bântuie campania electorală din România un subiect. Este prezentă Rusia sau nu? Acționează Rusia prin oameni care fac parte din stafurile de campanie, prin oameni care sunt implicați în campania electorală, inclusiv prin candidați, așa cum sunt vehiculate informații, sursele Digi24, surse politice vorbesc despre aceste informații. Dar nu uitați că despre aceste informații a scris Politico. Nu uitați că sunt oficiale ai statului român care au cerut verificări. Ministrul Digitalizării a cerut verificări. A cerut verificări și șeful Comisiei SRI, foarte interesant, șeful Comisiei Parlamentare de Control SRI, îi vom vedea declarația imediat, foarte interesant felul în care răspunde Marcel Ciolacu. Este prim-ministrul în exercițiu, este candidat la președinția României și spune că nu are niciun fel de astfel de date, este beneficiar de informații transmise de serviciile de intelligence, dar mai spune ceva, veți vedea imediat. Spune că ar fi trebuit să știe și președintele declarațiile. Am făcut o adresă către Serviciul Român de Informații în care am solicitat o informare care spunea să ne specifice clar dacă pe teritoriul României sau în exterior există entități statale sau non-statale care pot să influențeze procesul electoral în campaniile prezidențiale și parlamentare. Aici vorbim de Rusia, în primul rând, Iran, China, Coreea de Nord, dar mai există actori statali și în țări proxy din Orientul Mijlociu. Iar actorii non-statali sunt entitățile private care, cum știți, prin diferite forme produc atacuri cibernetice asupra unor instituții și care, la un moment dat, pot să ceară răscumpărări pentru a recupera, așa zisele, date. Nu am astfel de elemente și cred că dacă ar fi existat astfel de elemente, cei care ne asigură securitatea statului român le-ar fi transmis deja, fiindcă e un lucru foarte grav. Eu m-am spus că eu, ca și prim-ministru, nu dețin aceste informații și sunt ferm convins că dacă ar fi existat astfel de informații, aș fi avut această informație, atât eu cât și președintele român. Premierul pare să aibă un argument, Sabin Orcan. Premierul pare să aibă un argument că dacă ar fi existat acest pericol, în calitate de prim-ministru, de beneficiar de informații de la servicii, ar fi trebuit să primească datele, nu? Depinde. Depinde. Explicați-ne. Păi, domnule, hai să citim legea. Bănuiesc că domnul Chirteș ăsta, de care n-a auzit nimeni până azi, președintele Comisiei de Control SRI, a fost două mandate senator și un mandat deputat. Înainte de asta, domnul Chirteș, specializarea lui e inginer silvic. A fost șef la Rom Silva. Și acum e adevărat că despre serviciile din România se spune că sunt cele două păduri, pădurea de pe stânga și pădurea de pe dreapta, dar asta nu înseamnă că domnul Chirteș se pricepe. Pentru că dacă citea puțin legea, nu spun dacă dădea un telefon la cei pe care presupunem că îi controlează, afla că SRI-ul poate să documenteze niște lucruri, dar după care SRI-ul nu s-apucă să răspândească informații pe la beneficiari de informații, ci e obligat de lege să trimită, dacă sunt fapte penale, oameni care vor să influențeze alegerile, și asta e o faptă foarte gravă, e o acuzație foarte gravă, trebuiau să trimită dosare la DICOT și procurorii s-apucau de lucru, nu? Că așa se întâmplă lucrurile într-un stat de drept. Nu circulă așa informațiile pe la beneficiarii de informații. Eu cred că este o fumigenă electorală, tocmai pentru că domnul Ionaș, nu știu, domnul profesor Ciureanu n-au auzit de domnul Chirteș până astăzi și domnul Chirteș a vrut și el brusc cu momentul lui de glorie și iată l-a avut. Eu nu cred că SRI-ul va publica, va face public, va face conferință de presă să ne spună dacă urmărește. Nu cum a făcut FBI-ul. A făcut numai după ce... În America a făcut FBI-ul. Pentru că FBI-ul, spre deosebire de SRI-ul de la noi, pe care după povestea cu Binomo am zis, nu domnule, să nu facă anchete penale ofițerii SRI, nu este partea de
Departamentului de Justiție și FBI-ul poate să facă dosare penale. SRI-ul nu poate să facă dosare penale. SRI-ul se ocupă de contraspionaj. Sigur, domnul Chirteș acolo ne-a explicat cu apărarea Constituției, este o direcție generală de apărare a Constituției în SRI, cum este în toate statele europene. De altfel, serviciul intern de securitate al Germaniei se numește chiar Oficiu Federal pentru protejarea Constituției. Și foarte bine că există, dar acolo, dacă intrați pe site-ul SRI, veți vedea care sunt lucrurile de care se ocupă în legătură cu apărarea Constituției SRI-ul și se ocupă numai dacă sunt lucruri grave care afectează siguranța națională și cu siguranță dacă sunt lucruri grave care afectează siguranța națională și sunt fapte penale, lucrurile alea ajung pe masa procurorilor DICOT, cei care au certificat Tornis și pot să instrumenteze astfel de cazuri. Deocamdată nu avem. Pentru că nu e o faptă penală, sigur că avem în final, astfel la prezidențial, dar avem... Dacă ar fi cineva care ar influența alegerile, ar fi faptă penală și atunci SRI-ul s-ar ocupa? Sau altcineva și ne-ar spune... SRI-ul strânge informații, se ocupă după aia justiția. Dar până la asta, domnul Brălicianu, avem 14 candidați la prezidenție care au fost acceptați, au adus semnăturile. Din ăștia, eu mai spun o dată, vreo 4-5 sunt putiniști. Acum, că unii sunt mai subtili, unii sunt mai pe față putiniști sau în tot cazul antioccidentali, așa numiți suveraniști, că așa le place lor să-și spună. În sufletul lor sau pentru că sunt plătiți? Unii sunt în sufletul lor, adică unii sunt așa credei, ei cred că România e mai bine fără NATO și UE. Asta nu e o faptă penală, că trăim într-o democrație. Doamna Șoșoacă, care mă rog, nu mai e candidată, dacă are știm ce gândește, că ea nu se ascunde deloc, doamna Șoșoacă ne spune toate lucrurile astea la televizor, le spune în Parlament, nu e niciun secret. Se duce la ambasada Rusiei, se filmează pe acolo, se duce la ambasada Chinei, se duce la ambasada Venezuelei, în general la dictatori, că doamna Șoșoacă îi plac foarte mult dictatorii. Dar nu e o faptă penală, suntem într-o democrație. Doamna Șoșoacă poate să spună orice trăznaie, cu siguranță nu să facă declarații antisemite, fiindcă asta e pedepsit de lege. Prin urmare, asta nu intră în atribuțiile SRI-ului sau a Comisiei de Control al SRI. Comisia de Control al SRI ar trebui să vadă dacă SRI-ul din potrivă încalcă legea și urmărește ilegal vreun politician care face declarații neconforme cu, să spunem, Constituția României. Nu despre asta e vorba. Divizia de apărare a Constituției se ocupă de astfel de cazuri. Dacă vor exista, cu siguranță vor ajunge în justiție. Oamenii vor fi trași la răspundere penal, da? Nu că face domnul Chirteș pe ultima asta campanie o declarație... Și din nou, imediat o să vă spun declarația pe care a făcut-o Bogdan Ivan, ministrul digitalizării, seara asta e foarte interesantă, dar rămân la exemplu cu FBI-ul, probabil că nici demascarea operațiunilor de dezinformare nu va fi făcută în România ca în America. FBI-ul, înaintea alegerilor, cu câteva zile, ne-a spus filmulețul cu tare. Este făcut de rețele care au legături cu Rusia, este un fake, aveți grijă, raportați-ne toate porcările pe care le vedeți pe rețele. Filmulețul respectiv ne arăta un, așa zis, haitian, care tocmai votase, fără niciun fel de ID în America, arătându-le tuturor cetățenilor cât de ușor pot fi furate voturile în America. Domnule Liceanu, încă o dată, să nu se înțeleagă că eu nu cred că e bine ca SRI-ul să fie mai transparent. Îmi doresc ca viitorul președinte al României să nu mai fie atât de mut ca o lebădă, ca domnul Iohannis, și poate să dea voie și instituțiilor din domeniul ăsta de intelligence să fie puțin mai prezente în viața publică, sigur, cu declarații care nu încalcă legea secretului de stat. La un moment dat, SRI-ul ieșise în spațiu public, făcea niște podcasturi, nu mi-aduc aminte, făcea un pic de educație în domeniul ăsta al atacurilor cibernetice, ceea ce nu e rău. Pe de altă parte, cred că în acest moment e o fumigenă electorală ce spune domnul Chirteș. Nu cred că SRI-ul procedează așa, îi trimite lui o scrisorică și domnul Chirteș o desecretizează, o dă publicității și ne spune ce state vor să influențeze alegerile. Declarația făcută de Bogdan Ivan. Ceea ce pot să vă spun că s-a întâmplat până acum, în cel mai scurt timp de când au fost reclamate acestei practici, au fost identificate zeci de conturi care sunt partea unor rețele mult mai complexe. Iar toate aceste rețele au fost eliminate ca și conținut de pe marile platforme, iar în momentul de față sunt în derulare alte zeci de investigații care au avut ca efect înlăturarea acestor conturi false și a unor rețele de conturi false. Zeci de conturi, parte din rețele foarte mari, asta înseamnă că putem vorbi chiar de sute sau chiar de mii de conturi, pentru că în clipa în care a fost identificată o rețea de astfel de conturi, ea face parte dintr-o altă rețea de 50 până la 500 de conturi. În clipa în care a fost eliminat un singur cont, s-a eliberat
întreaga rețea din care făcea parte, cu IP, cu tot, iar odată ce s-a anihilat respectivul dispozitiv, nu mai pot fi folosite niciodată pe acele platforme conturile acelea. Cu alte cuvinte, mult zice aici domnul ministru Bogdan Ivan, spune la B1, există, practic, în felul ăsta avem declarație oficială din partea unui ministru că a existat o rețea de troli. Ăștia sunt troli, sunt conturi false, ele nu au în spate oameni, ci niște mașinării care multiplică un conținut. Iată confirmarea. Care e surpriza? Care e legătura cu Rusia, însă vrea să știm. Care e surpriza? Acum înseamnă că îi considerăm chiar indolenți sau chiar că nu oferim niciun fel de atractivitate. Dacă... incapabil să-și ascundă mâinile. Păi dacă înseamnă că nu contează viața din România dacă rușii nu sunt și ei interesați. Evident că sunt interesați, că de asta există servicii speciale, cum sunt ei interesați la noi, poate sunt și alții interesați între ale lor, că nimeni nu e infailibil și inviolabil în lumea asta. Problema, din punctul meu de vedere, e că eu am convingerea că dintre cei 14 candidați, aici îmi pare rău să-l contrazic pe prietenul Sabin Orcan, dar cred că rușii nu lucrează cu persoanele care se duc și... Singura sinceră dintre ei... Păi n-am zis că lucrează, am spus că sunt putiniști sinceri, domnule, ăștia, cred. Nu știu dacă sunt. Mie sunt? Singura care mi se pare sinceră era Madame Șoșoacă. Vreți să-mi spuneți că domnul ăla care făcea apologie, ăsta care spunea... Dar nici nu le mai dați numele. Nu le mai dăm numele. Argumentul, dar vreți să spuneți că domnul ăsta care spune că singura salvare a României este înțelepciunea lui Putin, ăsta nu-i putiniști sincer? Ăștia sunt, ați auzit de hârtiile de muște. Da, dar nu înseamnă, n-am spus că e plătit de Putin, doar că el crede sincer că Putin e... Auziți, cei cu care rușii ar lucra... Ce nu spuneți, că sunt oportuniști? Nu, domnule, hârtia de muște înseamnă altceva, să vadă cine se apropie de ei. Adică oamenii ăștia pot să fie și lansați. De test. De test. Hai să vedem cine cască gura. Baloane de încercare. Baloane cu gunoi din Corea de Nord. Nu sunt prea multe teste? De ce să fie prea multe teste? Prea multe testere. Nu, să știți că rușii, în mod normal, credeți că ei lucrează cu cineva care se duce la ambasada Rusiei. Eu v-am mai spus, unul care e de interes se duce la ambasada Franței, la ambasada Germaniei, la ambasada americană. Ce să ducă să se pozeze la ambasada Rusiei? Ăștia sunt oamenii ruși. Ăștia sunt niște tiriplici care vor să protesteze împotriva sistemului din România și au impresia că în felul ăsta protestează. Dar oamenii prin intermediul cărora Rusia lucrează sunt puținați. Numai de cei care se pricep. Nu, și cred că avem oameni care se pricep. Adică, aduceți-vă aminte, a fost individul ăla, care a fost un agent de unică folosință, cum ai folosit mânușile când speli vasele și le arunci la gunoi, individul ăla trimis prin Tulcea să fotografieze amărâtul ăla de român care a fost trimis. Uh-huh. Ce a făcut SIE? L-a rugat pe un domn de la ambasada Rusiei să plecați. Era filat de luni de zile, adică nu amărâtul ăla care fotografia, ce să spun, fotografia peste gardă marile instalații americane. Interesant era cine din ambasada Rusiei primește prostiile astea. Ale cui sunt testele astea, domnule profesor? Cine testează pe lumea asta? Probabil că toată lumea pe toată lumea, categoric. Toată lumea pe toată lumea. Adică am ieșit și noi din, cum să spun, din iluzia asta pe care am avut-o după 1990, că lucrurile au intrat într-o fază, dar s-a reaprins și acum toată lumea e atentă la toată lumea. Am fost convins că și ai noștri stau cu ochii ce se întâmplă și la noi, și în Ungaria, și în Republica Moldova. Ăștia de acolo stau și ei cu ochii pe noi, rușii, normal că se interesează. Adică FSB-ul, cum să nu se intereseze ce se întâmplă în România sau în Polonia? De asta e bine să... Altfel, poveștile astea sunt pur electorale. Bun, dar ce să te superi pe, cum a zis că îl cheamă pe domnul senator? A aruncat și el o petardă. Dar nu cred că va duce niciunde. E părerea mea că noi, de fapt, nu vorbim despre subiectele serioase. Din cauza acestei teme. Din cauza unor astfel de... Da, este bazaconii. Cum a ieșit și domnul ministru și ne-a spus că există ferme de troli. Da, există. Cine le folosește? Nu se folosesc. Există la alții. Au fost oprite. Da, odată cu sesizarea înainte, probabil... Uite, să fie domnul ministru serios, dar eu în mod categoric îl asigur și dânsul știe că există. Există, asta e lumea virtuală acum.
Dom'le, nu poți să ai libertatea de a trimite un mesaj oriunde vrei în lume. Apropo, oricare dintre noi, știți că poate să-i scrie lui Donald Trump pe X. Sau pe rețeaua lui. Sau pe rețeaua lui. Da. Nu poți să ai libertate și gratuitate și asta să nu vină cu un preț. Hai să ne înțelegem. Nu suntem în... Încă n-am ajuns în lapte și miere. Suntem... Pe drum spre... La buștar. Mi se pare o discuție fără sens. Fără cap și coadă. Legată. În primul rând, statul român ar trebui să educe puțin populația, să explice ce se întâmplă pe rețelele sociale. Da, când ministrul nu face și oamenii din domeniu nu fac diferența între ferme de boți și rețele de troli, e o mare problemă. Boți, în general, sunt serbele, calculatoare și așa mai departe, care lansează niște mesaje, comentarii și așa mai departe. Trolii, în general, sunt rețele de troli de oameni. Sunt oameni acolo care activează. Și există în toată lumea, doar rețelele sociale pot interveni și îndepărta astfel de rețele sau de ferme și să le oprească din a oferi conținut. Mm-hmm. Până la urmă, un stat, oricare ar fi el, o unitate statală, sau cum se zicea, cum era, domnul Orcan, Orice actor statal vrea să influențeze ceea ce se întâmplă. Orice actor statal vrea să influențeze ce se întâmplă în timpul unor alegeri în alt stat. Nu folosește ferme de boți, rețele de troli. Nu, identifică prin analize macro pe un număr foarte mare de populație pe rețelele sociale, care sunt temele care creează emoție sau frică, uh-huh. Și ulterior, printr-un site care funcționează sau nu mai e activ de foarte mult timp, lansează niște informații, știri, exact pe subiectul ăla. Așa influențează, așa s-a întâmplat în Marea Britanie cu vestitul caz cu persoana care a înjunghiat acei copii și a și omorât anumite. E destul de simplu, nu ai nevoie de cine știe ce să găsești, descoperi apa caldă. Pe de altă parte, despre interesul Rusiei, evident că are un interes. Probabil nu numai Rusia, multe alte state au un interes. Dar eu nu văd candidatul care a doua zi să se pună sluși sau preși în fața Federației Ruse, din multe motive. Până și în cazul domnului Simion, o să ajung eu să fiu avocatul lui, singurele informații în spațiu public referitoare la o relație cu Federația Rusă au venit din Republica Moldova, da, și din Ucraina. Da. Din ambele doar informații lansate fără o dovadă. Pentru că eu mă îndoiesc că președintele României, primul ministru al României, serviciile de informații au primit de la partenerii din cele două state o informație, o dovadă palpabilă și ar fi ținut-o la sertar. Da, deci sunt niște informații pe care le lansează cele două state care... Drept dovadă, l-au interzis ambele state pe George Simion, da? Știți, prim-ministrul a fost somat, de cel puțin unul dintre candidați, Elena, da, Lasconi, să spună public care sunt motivele pentru care George Simion are interdicție de a intra în Republica. Înaintea primului ministru, responsabil de politica externă și relații cu alte state, este președintele României. Mă îndoiesc că președintele României are vreun motiv ascuns de a-l susține pe George Simion. Hai să nu ne facem că nu știm. Ne-a spus un fost ministru al apărării din Republica Moldova. Eu cred că serviciile noastre au primit și ele informarea, dar nu este dreptul lor legal să facă public asta. E campanie electorală. De ce nu se închide subiectul ăsta? Adică cu o informație oficială. Eu nu cred că se închide, nu cred în naivitatea domnului Simion. Tocmai ne-a spus că cel mai mare președinte al României a fost Ceaușescu. Eu cred că domnul Simion, dacă nu e legendat, cu siguranță este idiot util al propagandei rusești. Legendat înseamnă că ești fie agent de influență, ai o legătură cu rușii. Dar dacă nu ești, înseamnă că ești idiot util, adică faci fără să vrei, că asta e definiția idiotului util, ca să nu zică cineva că l-am jignit. Definiția idiotului util, de altfel o expresie folosită, cred, prima dată de un diplomat iugoslav, este exact asta. Faci fără să vrei jocurile ești instrumentul inamicilor statului tău. Asta este definiția. Și sunt mai mulți, îmi pare rău să o spun domnule Ionaș, eu i-am analizat. Domnul de care vorbeam mai devreme, nici nu-i mai dau numele, n-are relevanță, a lucrat pe niște organizații internaționale, ne spunea, repet, v-am dat citat cu ghilimele, dar ne spunea, salvarea României
stă în înțelepciunea lui Putin. Oameni care fac apologia lui Putin, atenție, nu a Rusiei, a culturii ruse, sunt oameni care duc mai departe discursurile astea revanșarde ale Kremlinului și e clar ce fel de jocuri fac ei în legătură cu România. La doamna Șoșoacă era ceva mai transparent. Am spus că doamna Șoșoacă spunea direct că vrea să iasă din NATO și din UE și să declare România stat neutru, ca Ucraina și ca Moldova, ca să fim bine cu rușii și să nu-i supărăm. Subevaluați FSB-ul, dacă vă imaginați, că lucrează prin persoane. N-am zis că lucrează, domnul Sor. Fiți atent la ce am spus. Eu cred că e doar pasiunea lor. N-am spus că lucrează. Dacă sunt idioți utili, nu lucrează. Ei lucrează din greșeală. Fără să știe. E foarte interesant. Suntem în campanie electorală. Vă spuneam, mai sunt mai puțin de 2 săptămâni până la alegeri. Primul tur al prezidențialelor, apoi vin parlamentarele, al doilea tur al prezidențialelor. O să ne săturăm de atâtea alegeri, dar e important că ne hotărâm soarta.